Cum funcționează cu shop-urile online? Pentru că în ultimul timp am observat că au apărut tot felul de shop-uri noi pe internet cu produse electrice, cu alimente, cu haine, cu tot felul de produse, dar sunt aceste shop-uri chiar și adevărate? Sunt shop-uri care, pe lângă că au o prezentanță bună, totuși, este legal, este corect sau am riscul să trimit niște bani undeva unde nu știu unde și după aia îmi pierd și produsul și îmi pierd și banii pe care i-am transferat acelui vânzător? La tema asta vreau ca să vă răspund imediat după intro, dragi prieteni. Vă salut, dragi prieteni, sunt Eric Mocanu și vin cu un filmuleț de informare pentru toți românii, să spunem așa, pentru că în continuu vin noi shop-uri zilnic, vin noi shop-uri pe internet care se dau companii prezentabile, companii corecte, dar când încolo, pe lângă că pierdeți și banii, mai pierdeți și produsele pe care le-ați cumpărat sau primiți cu totul altceva în cutia cu pachet decât produsul care voi l-ați comandat. Despre ce este concret vorba, vreau ca să vă spun. De multe ori, o pagină de shop este foarte reprezentabilă, foarte bine făcută, foarte bine aranjată. Pe platformă vedeți că are, de exemplu, și după legea germană, Telemediengesetz, impresum, are un buton acolo unde poți apeși pe impresum și vezi datele companiei, numele companiei, adresa companiei, numărul de impozit. Tot arată perfect, tot arată foarte bine. Arată tot pe pagina shop-ului și mai multe variante de plată. Și aia este ok. Dar, atenție, oameni buni, că cu toate că sunt aceste informații, eu vă arăt unde trebuie să aveți grijă și cum puteți să vă dați seama dacă o asemenea pagină este un fake. Și, dragi prieteni, haideți să mergem direct la pagina care am ales-o eu acum să vă arăt. Este o pagină care este foarte bine făcută, dar vreau să vă arăt cum și la ce pași trebuie să îi urmați ca să vă dați seama că aici este o capcană și vă pierdeți banii. Ne mutăm acum aici pe ecranul ăsta, oameni buni, și după cum se vede, este o pagină foarte interesantă, foarte clară, care, dacă ne uităm la ea, produse, bărbați, femei, stylish, bequem, arată, în prima parte, arată extraordinar. Ia să vedem, pot să fac un piculeț mai mică. Nu, este la 100%, este o calitate bună. Dacă vă uitați la ei, este o pagină corectă. Arată bine, prezentabilă. Dacă mergem, de exemplu, hai să ne uităm aici la InStyle sau InString, ia uitați-vă această roche de la Celesta, costă de la 80 de euro, este redusă la 29 de euro, adică 30 de euro, este 70% este redus, putem să spunem așa sau eu știu. Și aici începe primul punct, oameni buni. Aici începe, putem să spunem așa, primul punct, pentru că în prima fază arată foarte bine că weitere Zahlungsmöglichkeiten, dacă ne uităm aici cam ce variante de plată este, aici puteți să vă dați seama că este doar PayPal-ul și GiPay-ul. Asta ce înseamnă? Că doar variantele online de plată, PayPal și GiPay, adică Google Pay, există. Nu au pe variantă de a plăti cu cartea de credit. Da? De ce? Pentru că aici, ok, aici nu ne arată carte de credit, dar atenție, asta este pe faza de a plăti prin PayPal sau GiPay. Da? Nu este o pagină în care lucrează cu o bancă care să facă transferul bancar. Da? Atenție mare. Dar ne întoarcem înapoi, odată, da? Sunt cele două faze. Aici,
Mai putem vedea că prețul este, eu știu, 70% reducere. Atenție, oameni buni, ăsta deja este un punct în care ar putea să facă un click la dumneavoastră și să vă gândiți, băi, cum poate să fie asta atâta de redus? 70%. Da? Bun, ar fi o idee unde să vă gândiți. În plus, ce ați mai trebui să faceți, de exemplu, mergem înapoi pe pagina principală. Aici vă arată contact. La contact, într-adevăr, este un formular de contact. Este un număr de telefon și o adresă de e-mail care vă spune clar că este de găsit între orele 8 și orele 16. Dar, dacă ne uităm un pic mai jos, oameni buni, acest shop este un afiliat prin Shopify. Ăsta este un cetățean care și-a făcut și el un shop care comandă prin shop-ul lui să duce pe alte shop-uri de la Shopify și comandă de la alte companii marfa și când o plătești tu, atunci ăia, producătorul sau vânzătorul real, ăla îți trimite ție marfa și tu nu știi niciodată de unde îți vine marfa. Deci tu nu comanzi niciodată de la adresa care este pusă aici sus. Ia hai să vedem unde e, că este aici la impresum, exact. Nu-ți vine niciodată marfa de aici de la impresum, ci îți vine marfa de la eu știu ce vânzător. Da? Care shop-ul ăsta doar primește un mic provizion. Și acum că am ajuns aici la punctul ăsta, la impresum, oameni buni, dacă ne uităm foarte atent, iarăși pagina este foarte bine făcută. De ce? Pentru că este numele companiei, Meistermode, este o adresă locală, este o adresă locală, este o adresă de e-mail, este un număr de telefon. Și în plus, mai odată aici și Steuer, Umsatzsteuer Identifikationsnummer. Ăsta este numărul de impozit al companiei. Da? În plus, într-adevăr, aici scrie Kleinunternehmen gemäß articolul 19 de Umsatzsteuer Gesetz, asta este că este o companie nouă care nu știe cât volum, câți bani face pe an și s-a anunțat că prețul produselor este bruto egal neto, adică nu se plătește TVA. Da? De exemplu, hai să mergem încă o dată la aici, să vă arăt, luăm o dată minunea asta, de la 82 de euro acest costum este 40 de euro, adică reducere 50%, da? Dar prețul ăsta nu este inclusiv TVA, deci nu se plătește TVA, aia e clar, da? Despre asta este vorba. Bun, ne întoarcem acum la impresum. La impresum, oameni buni, puteți să vă uitați încă un lucru important. Aici, unde trebuie să fie datele companiei, așa cum este prezentat, este corect, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon și număr de impozit. Totul e bine. Este și trecut că este, nu plătește impozit, adică nu este impozit. Dar dacă mergem un pic mai jos, ia că te găsim aici Mode Glamour Limited. Încă o companie. Care compania asta? Este în Hong Kong, dragi prieteni, adică în China. Și aici deja ați putea un pic să vă gândiți, băi, stai așa, cu cine... Dacă eu comand aici produse, cu cine fac eu contractul ăsta de cumpărare, vânzare-cumpărare? Fac cu compania din München sau cu compania din China? Pentru că dacă fac cu compania din China, pa-pa banii. Da? Pentru că eu nu pot să-i dau pe ei în judecată dacă nu-mi vine produsul. Sau nu pot să spun, băi, marfa care eu am comandat-o la tine nu este, sau e calitate proastă, sau este stricată. Eu nu pot ca să trimit marfa, pachetul, înapoi în China. Da? Păi mă costă mai mult trimiterea în China decât mă costă marfa. Da? Aici deja trebuie să aveți mare grijă. Tot aici sus pe pagină văd aici Truster Shop. Truster Shop este teoretic o companie de internet neutrală care testează companiile, testează shop-urile din internet. Și atunci le dă un bewertung, le dă o clasificare. Companie bună, companie cu probleme, companie cu eu știu ce. Dar dacă mergi aici pe linkul ăsta și apeși pe el, este mort. Nu apare nimic. Nu apare nimic.
Păi, de ce nu? Dacă ești o companie responsabilă și ești legat de Trusted Shop, pe atunci trebuie să apară la compania Trusted Shop datele tale, cine ești, cum vinzi, cum te ocupi de clienți. Dar nu apare nimic. Deci e mort. A? Mai un test care puteți să-l faceți, dragi prieteni, este anume să copiați acest Steuer număr. Da? Acest Steuer număr puteți să-l copiați și să mergeți pe pagina, ia să vă arăt acum pe ce pagină să mergeți, pe pagina de internet a finanțelor europene. Și aici, ia să vedem, putem să-l dăm pe română, îl dăm pe română. Perfect, l-am dat pe nu. Validarea numărului de înregistrare pentru TVA, VIS. Aici puteți să controlați dacă o companie este înregistrată sau nu. Și de test, oameni buni, vreau eu acum să vă arăt, să facem un test cu compania noastră de presă. Ca să vedeți că funcționează. Eu aleg aici, acum, România, unde este? Unde e RO? Și acum, 45, 13, 1, 2, 3, 4 și dăm verificare. Ia uitați, compania noastră de presă, Armin Media SRL, cu adresă, este legală, este înregistrată. Perfect! Da, numărul valid de înregistrare pentru TVA. Perfect! Asta merge. Și acum, hai să testăm compania de care v-am spus eu. Este companie QDE, adică din Germania, și ăsta i-ar fi numărul de impozitare. Fără de E, trecem, pentru că D-ul avem aici sus, și ia să vedem ce ne spune finanțele europene. Ia uitați-vă aici. Numărul de TVA invalid pentru tranzacțiile transfrontaliere în interiorul Uniunii Europene. Plus că compania nu există. Compania nu există. Hopa! Hopa! Ce facem? Păi, parcă acolo era vorba de o companie care ar fi legală, după cum arată, nu? Cam așa arată pagina asta, cu adrese, cu tot, așa cum spune legea impresumului. Da, arată foarte bine. Mergem și la pagina principală. Ia uite, arată totul bine. Ce facem, oameni buni? Adică, dragi prieteni, Trusted Shop-ul, logo de sus, este mort. Nu funcționează, nu mă duce la Trusted Shop. Punctul 1, la care trebuie să ne gândim. Punctul 2, pe pagina de impresum, da, sunt două companii. Interesant și asta. Punctul 3, prețurile de la produse sunt mult prea mici pentru o companie care face comerț, da? Care totuși, ok, faci o reducere de 25, de 30, de 40, hai de 50. Bă, dar să mergi 70-80%, îmi pare rău. Șansa asta o ai ori. Dacă ai de gând să faci înșelăciuni exact cum este aici compania asta, ori tu prezinți pe pagina ta niște produse care le produci în China, cu adresa de China a doua care este pusă pe pagină și primești, eu știu ce, marfă de calitate de 2 bani. Da? Deci cele două variante. Și în ultimul punct este vorba de compania înregistrată la Ministerul Finanțelor. Pentru că chiar dacă pe pagina de impresum scrie că este o companie mică la care nu se plătește impozit, TVA-ul, da? Mehrwertsteuer, totuși primești numărul de identificare de impozit, care ăla nu există. Ministerul Finanțelor din Germania nu îl are. Da? Dragi prieteni, prin acest filmuleț am vrut ca să vă arăt unde să aveți grijă, ce trebuie să faceți, cum să vă uitați la shop-urile online, pentru că și asta, eu de pagina asta am știut pentru că m-a contactat un român care a comandat de vreo 180 de euro la ei. Și de mai bine de 3 luni de zile să chinuie, să-și scoată banii și zilele trecute m-a contactat, mi-a arătat pe ce platformă a cumpărat și într-adevăr că am depistat că este o pagină de înșelătorie. Dar mai vreau ca să vă arăt și altceva și ia să văd dacă pot să fac eu
pentru că am mai depistat încă o fază. Încă o fază, oameni buni. Hai să mergem înapoi pe platformă aici. Vreau să mergem înapoi pe platformă aici și vreau să încerc. Ia să vedem un produs. Ia hai să încercăm să cumpărăm un produs. Un produs celălalt. Este aici über uns Sendungsverfolgung Herren. Hai să luăm niște izmene, ce pantaloni, ce preț au ăștia? 40, 25 de euro. 25 de euro. Ok. Hai să luăm izmenele astea. Ia să încercăm. Luăm aici 2XL, să fie pe mijloc. Luăm ce culoare? Luăm culoarea asta în corp. Băgăm în coșul de cumpărături. L-am băgat în coșul de cumpărături. Așa. Bun. Mergem to casa again, adică mergem să facem plata. A? Și aici, clar, nu vrem GPay-ul, vrem PayPal-ul să-l alegem. Ia să vedem. Păi stai așa. De ce îmi dai tu mie PayPal-ul aici când eu nici nu am dat datele unde să-mi livrezi tu marfa? Asta este un punct. Doi. Aici. Hai să trecem aici. Contact @erichmokanu.ro. Trecem Germania. Erich. Așa. Mokanu. Acum, eu scriu aici că vreau prin PayPal să plătesc. Și acum, fraților, haideți să vedem. Deci mi-am trecut și datele unde să-mi livreze mie marfa. Și trecem pe PayPal. Aha, Wohnung, keine. Trec fie. Bun, mergem acum mai departe, plata prin PayPal. Ia să văd dacă mă pot loga, dacă mai îmi știu datele de contact. erichmokanu.ro, ia să vedem, contact erichmokanu.ro, mai departe. Așa, și atenție, oameni buni, că acum e acum. Aici mie nu mă apare. Opa, aici mie nu mă apare. Nu mă apare compania la cine să duce banii. Nu mă apare compania la cine să duce banii. Ba da, apare aici jos. Aici apare jos, da, și asta este un lucru foarte bun, că mă apare jos cu totul la PayPal, la plată, îmi apare o nouă companie, după cum ați văzut voi, dragi prieteni. Îmi apare o nouă companie. Păi, acum, întrebarea mea este următoarea. Ne retragem de aici, mergem înapoi. Întrebarea este următoarea. Aici la impresum îmi apar două companii, Meister Mode din München, îmi apare compania următoarea Mode Glamour Limited din Hong Kong și pe pagina de plată îmi apare o companie care nu știu cine e, care se numește TSQE-AAN. Adică eu am de lucru cu trei companii aici. Deci, dragi prieteni, mare, mare grijă când îi să cumpărați produse. Mare grijă pe platformele online. Da? Sper că acest filmuleț vă este informativ, vă protejează să nu aruncați banii pe fereastră și să primiți, dacă îi, și produsele care doriți să le aveți. Eu vă doresc o zi minunată, dacă v-a plăcut filmulețul, dați un like, abonați canalul pentru cei care nu l-ați abonat și noi ne vedem la următorul filmuleț. Vă salut!